Într-o lume atât de mare, ne-am găsit din întâmplare. Amândoi mergeam pe jos. Cum te cheamă, cum mă cheamă, doar ca să mă bagi în seamă. Dar deja eu te cunosc. Nu știu cum a trecut timpul atât de natural și simplu. Nu ți-o spun des, dar știu că știi tu. De-aș avea mai mult o viață, te-aș iubi de tot ori. Până dincolo de stele, până dincolo de nori. Dacă-ș lua-o de la capăt, tot pe tine te-aș iubi. Ești cu totul peste toate, tu îmi ești, tu îmi vei fi. De-aș avea mai mult o viață, te-aș iubi de tot ori. Nu am cuvinte să descriu exact ceea ce simt pentru tine. Îți mulțumesc mult că ai apărut în viața mea și că destinele noastre în această zi o să se unească. Am foarte multe emoții. Și tot ceea ce pot să spun este că te iubesc. Nu știu cum a trecut timpul atât de natural și simplu. Nu ți-o spun de asta, știu că știi tu. Iubita mea, mă bucur că ești lângă mine și că mă sprijin în tot ceea ce fac. Din prima zi în care ne-am cunoscut, am știut că într-o bună zi drumurile noastre o să ne unească și că fericirea pe care am simțit-o în prima zi o să se multiplice în anii în care au urmat. Astăzi mă încredințez inima în mâinile tale și știu că cel mai uimitor lucru din lume este să privești pe cineva la care ții cu adevărat și să știi că simte același lucru pentru tine. De bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Teșchina Andreea? Da. Domnișoara Teșchina Andreea, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnul Teșchina Bogdan Ioan? Da. În urma consimțământului, dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătorie. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți și emoționați miri, Bogdan și Andreea, drepmăritori nănași, drepmăritori nuntași, iubiți credincioși, împreună taina cununiei, o taină mare în Hristos și în biserică, care, iubindu-se, care iubindu-L pe Dumnezeu, care iubind pe toți cei care sunt de față și nu numai, au ajuns să simtă că nu mai pot trăi unul fără altul, au ajuns să simtă că dragostea lor este năvalnică, că trebuie împărtășită și spusă tuturor, și astfel au ajuns, în primul rând, să le spună părinților, că au de gând să formeze o familie. Mai apoi le-au spus nașilor, care, cu siguranță, le sunt apropiați, despre planurile lor, despre iubirea dintre ei, despre binecuvântarea care este peste ei din iubirea lui Dumnezeu, și astfel, încetul cu încetul, această iubire a mișcat toate rotițele, a mișcat toate cele necesare pentru ca astăzi, în această zi, în această seară, să primească binecuvântarea, să se simtă mai iubiți, dar mai ales să simtă de acum și mai mult iubirea lui Dumnezeu care se revarsă peste noi toți, dar mai ales peste voi, mirilor, și de acum înainte să fiți binecuvântați, de acum înainte să fiți uniți, de acum înainte Dumnezeu să vă aibă în pază și mai ales să fiți vrednici de iubirea dintre voi. Să dea Dumnezeu ca de acum înainte să simțiți că sunteți una. Să dea Dumnezeu ca de acum înainte cuvântul eu sau tu să dispară și să spuneți numai noi. Să dea Dumnezeu ca de acum înainte fiecare să-L asculte pe celălalt, să se mergească pentru celălalt, să se dăruiască pentru celălalt, dar mai ales să încerce întotdeauna să întregească legătura și relația dintre voi,
să simțiți iubirea dintre voi, să simțiți iubirea lui Dumnezeu, să simțiți faptul că prin iubirea lui Dumnezeu viața este minunată și mai ales să simțiți faptul că prin această iubire voi vă puteți redescoperi, vă puteți iubi la infinit în fiecare zi, în fiecare ceas sau în fiecare etapă a vieții. Și mai ales să vă gândiți întotdeauna că iubirea, dragostea și toate celelalte sentimente frumoase care ne mână, care ne mișcă, care ne întregesc, care ne completează, sunt prin și mai ales cu ajutorul lui Dumnezeu trăite și simțite de noi. De aceea întotdeauna să vă rugați lui Dumnezeu pentru dragostea voastră, pentru dragostea celor din jur și pentru toate facerile de bine pe care cu siguranță le veți primi în viața voastră și în casa voastră de piatră. Amin.